Aglomerație la Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor Simple Vâlcea. Pentru a fi siguri că prind bon de ordine, foarte mulți dintre vâlcenii care nu s-au programat online s-au așezat la coadă în fața instituției încă de la primele ore ale dimineții. La ce oră așteptați și de ce așteptați? Ce vi s-a spus? Până nu încep acolo și... Nu s-a deschis serviciul? Nu s-a deschis, încă nu e 8:30. Și de ce ați venit atât de vreme atunci? Dacă este atâta lume... Nu aveți o programare online? Nu. Nu vi s-a spus să vă faceți în prealabil o programare? Păi ni s-a spus, dar online numai după 21. După 21? Mai sunt locuri. De la ce oră așteptați? De la 6 de dimineață. Dar de ce ați venit atât de vreme? Păi ei ne-a spus că să venim de la 4 să ținem loc. Am înțeles, nu v-ați făcut o programare? Nu, n-am făcut programare, nu n-am făcut și acum așteptam. Speram că nu e cum era cu 20 de ani când am făcut primul pașaport. Speram că acum a venit repede, intrăm, dar... Ați fost și ieri aici? Da, avem a treia zi. De ce? Păi întrebați, n-ați putut să vă faceți programare online? Sau de nu, ce? Pentru că merge până pe 20. Dar să se puteți pe cealaltă. La aceea zi, tichet pentru aceea zi. Și trebuie să plecați, înțeleg, până pe 20. Dar normal. Și pașapoartele nu iasă până atunci. Nu poți să aștepți. Dacă îți face programarea pe 20, atunci trebuie să mai aștepți o săptămână, două, ca să-ți vină pașapoartă. Și atunci trebuie să plecați deja. Păi vacanța cât e? O lună sau două luni? Ei, 1-3 săptămâni, 1-2 săptămâni, 2 săptămâni, 3 săptămâni. Ați fost și ieri la coadă? Ia treia zi, doamne, ia treia zi. Altfel cum venim aici la 3, la 4, la 5. Dar v-ați fost la fel la ieri ați fost și vi s-a spus că nu se poate, că nu se locuri. Da, trebuie să vină astăzi. Funcționarii din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor Simple Vâlcea spun că în prezent se lucrează la capacitate maximă, programul fiind prelungit cu 2 ore până la ora 18:30 pentru cetățenii care s-au programat online. Instituția are deschise 2 ghișee și poate opera zilnic 149 de solicitări. Toți sau majoritatea care sunt la coadă, eu aș crede că toți, nu sunt programați online, fiindcă noi deja folosim 2 ghișee. Un ghișeu este destinat celor care sunt deja programați online și atunci nu e nicio problemă, aceea vin doar la ora la care sunt programați, iar celălalt ghișeu este dedicat celor care nu au această posibilitate sau celor care nu au reușit, care nu pot, care nu vor, din vari motive. Aceștia nu cred că sunt numai din județ, care au domiciliu sau reședința pe județul Vâlcea. Legea le permite ca la cel mai apropiat serviciu de pașapoarte să se prezinte pentru a depune actele necesare liberării pașaportului. De asemenea, pentru o familie de 4 persoane, de exemplu, noi deja avem 4 bonuri alocate pentru acea familie, fiecare bon 7 minute pentru fiecare persoană. Deci asta înseamnă 28 de minute deja pentru o familie. Ceea ce nu înțeleg sau nu vor să înțeleagă, că suntem limitați. Mergem într-adevăr cu online-ul, adică cu ghișeul care este pentru online până la ora 18:30 toată vara, fiindcă programul nostru s-a prelungit de la 8:30 la 18:30, iar cu ghișeul dedicat bonurilor eliberate sau date la ghișeu de către noi, de către lucrători, mergem până la 16:30. Avem un număr de 85 de bonuri la un ghișeu și 64 de bonuri la alt ghișeu. Să înțelegem că cei care s-au programat online nu au niciun fel de probleme. Nu, vin la ora la care știu că trebuie să vină, intră și pleacă. Aglomerația de la ghișee este pusă și pe seama faptului că la Vâlcea au solicitat eliberarea unui pașaport și persoane care au domiciliul în Sibiu, Argeș, Dolj și chiar București. În plus, numărul solicitanților a crescut în contextul în care Marea Britanie se pregătește să părăsească Uniunea Europeană, iar vâlcenii care lucrează acolo nu mai vor să plece doar cu buletinul. Suntem ca un magnet pentru celelalte județe. Avem deja mai mult de 20% din cererile preluate de la Argeș, de la Sibiu, Olt, Dolj și așa mai departe. Și Bucureștiul, mulți bucureșteni preferă să vină să depună actele la Vâlcea decât la București. În perioada 1 iulie 6 august la Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor Simple Vâlcea au fost înregistrate 3802 cereri pentru eliberarea documentelor de călătorie, cu aproape 800 mai multe față de aceeași perioadă anului 2017.